În județul Hunedoara sunt 19 salvamontiști operativi, care deservesc un areal extrem de complex. De la data de 1 ianuarie 2024 vor mai rămâne doar 16. Această decizie vine după ce guvernul a decis ca unele instituții să fie comasate, pentru a mai reduce numărul de angajați și implicit și costurile suportate. Vizibil afectat de această decizie, șeful Salvamont Hunedoara, Ovidiu Bodean, urmează să-și anunțe 3 dintre colegi că vor fi dați afară. Cu lacrimi în ochi și vizibil afectată de decizia pe care urmează să o ia, șeful salvamontiștilor hunedoreni Ovidiu Bodean a explicat situația actuală acum, după ce urmează să fie comasați cu o altă instituție din județ. Problema n-ar fi comasarea, pentru că am discutat și am stat la masă cu reprezentanții în Consiliul Județean, care ne sprijină și ne-au sprijinit tot timpul. Aici nu pot să zic absolut nimic, chiar le mulțumesc pentru sprijinul care a fost de-a lungul anilor și probabil că va fi și de acum înainte. Am stat la masă împreună și ne-am uitat la lege și n-am avut ce să facem. Adică suntem legați și noi și dânsii de mâini și de picioare. Noi din 21 de angajați, 19 suntem operativi. Adică inclusiv eu și băiatul de la resurse umane, care e salvator montan, dar face și resurse umane. Pe ce sunt criterii nu mă pune să aleg de frumusețe, probabil, pentru că toți sunt foarte buni, foarte bine pregătiți. A investit, și asta e problema mare, s-a investit în ei, în pregătirea lor. În pregătirea lor, pentru că așa spune și legea. Tot timpul trebuie să fii pregătit, mai ales în salvare montană. Nu te joci cu viețile oamenilor. Adică nu e un post în care să stai undeva să ce? Să te uiți, să nu... Nu știu. Cine va decide care vor fi cei 3 oameni care vor pleca? Păi eu trebuie să decid. Na. Problema cea mai gravă este reducerea cu 15% a personalului operativ. Acum, practic, după 15%, va trebui să avem 16%. La un județ cum e Hunedoara, cu peste 75% zonă montană, cu 4 masivi muntoși importanți, ce faci cu 19 oameni? Dar ce trebuie să acoperi? Cu 16? Păi nu știu ce vom face cu... Deocamdată vom merge din inerție o perioadă, până probabil că o să ne... Nu știu, o să ne blocăm. Astfel, de la 1 ianuarie 2024, serviciul Salvamont Hunedoara va funcționa cu 3 oameni mai puțini, comasându-se cu o altă instituție din județ.